Salutare, salutare, sunt Mădălin, iar astăzi vă voi prezenta cele mai interesante 5 jocuri horror după părerea noastră, Dreadout. Numele tău este Linda, ești o elevă cu mici puteri supranaturale ce se luptă cu forțe malefice într-o școală bântuită. Outlast. Ești un jurnalist ce ajunge într-un spital de psihiatrie și se luptă cu pacienții zombie pentru a evada. The Evil Within. Este un joc lansat cu doar câteva zile în urmă, în care protagonistul trebuie să utilizeze mediul pentru a supraviețui cât mai mult. Asylum. Alt joc horror încă nelansat, ce se petrece tot într-un spital de boli mentale și are o atmosferă terifiantă. Among the Sleep. Prezintă drama unui copil de 2 ani, ai cărui părinți sunt despărțiți. Jocul se petrece într-un loc în care totul este posibil, imaginația copilului. Drept bonus trebuie să includem și un al 6-lea joc, Silent Hills, un joc realizat dintr-o colaborare nebună între Hideo Kojima și Guillermo del Toro. Silent Hills este așteptat să apară în anul 2016. Primele secvențe din acest joc sunt absolut terifiante, ce vi le-am prezentat și într-unul din live-urile noastre. Dacă v-a plăcut sau v-a speriat acest episod, dați subscribe, share și like și fiți alături de noi și vinerea viitoare pentru un nou episod. Apropo, voi ce jocuri horror ați jucat și v-au impresionat?